vremurile în care Alexandra Stan și Marcel Prodan formau un cuplu imbatabil, atât pe plan sentimental cât și profesional, au apus de mult, iar dragostea a fost înlocuită de ură și răzbunare. Se întâmpla în 2013, când artista a fost bătută crunt de cel cu care făcuse carieră și cu care avea și o relație amoroasă. Avocatul artistei a spus în fața judecătorului că imaginea ei a fost afectată în mod negativ după acest scandal, că a fost în imposibilitatea de a mai susține concerte, iar psihicul ei a avut și el de suferit. Dovadă stau vizitele la psiholog pe care Alexandra Stan le-a făcut ulterior incidentului. Bună, Alexandra, ce părere ai despre ziua de azi? Da, foarte tensionată. Aștept și eu verdictul pe 19 ianuarie, din câte am înțeles. Ce-ți dorești? Să se facă dreptate, cum am emoții? Da, nu, am avut, dar să zic că m-am obișnuit deja. Sperăm cu o sentință de condamnare, că așa este normal. Cu executare? Cu executare, noi așa am solicitat. Între 6 luni și 2 ani este maximul. Există și posibilitatea aplicării unei amenzi penale potrivit codului vechi. În fața magistraților, Prodan a explicat că gestul a fost unul de moment și că, în realitate, Alexandra Stan l-ar fi provocat. În fața presei, impresarul nu a dorit să comenteze. Care crezi că va fi rezultatul? Ce s-a fost declarația unui într-adevăr, ai urmărit-o pe Alexandra în ziua respectivă? Te aștept la condamnare pe executare? Instanța a rămas în pronunțare, iar verdictul final va fi dat pe 19 februarie. Odată încheiat procesul, artista spune că are acum mai mult timp pentru ea. De ziua îndrăgostiților va susține un concert și așteaptă ca iubitul ei să îi facă o surpriză.